Hei, bună, bună, bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o punem un haul cu produse de la second hand, pentru că ieri am avut puțină treabă pe afară și am nimerit într-o zonă în care sunt 3 second hand-uri. Bineînțeles că nu m-am putut abține și a trebuit să intru și ce credeți? Am ieșit de acolo cu 3 pungi pline. 3 pungi pline și eu plecasem să mă uit de cămăși oversized, plovere și paltoane. Din păcate, paltoane, haine de iarnă nu prea aveau, încă aveau foarte multe produse de vară, aveau tricouri, aveau rochii, aveau bluze foarte subțiri și așa mai departe, dar de iarnă mai puține. Am avut noroc și am găsit și câteva plovere, am găsit și o cămașă oversized, nu e ea albă, dar o să fur cămașa lui Taiga și am rezolvat-o pe asta. Este o cămașă roz, o să o vedeți imediat, este absolut superbă. Încă un lucru, mă oftic puțin că nu am putut să filmez în aceste magazine. Eu de fel știți că atunci când intru într-un magazin în care vreau să filmez, cer permisiunea persoanei de acolo sau anunț în avans, trimit un mail și aștept să primesc permisiunea de a filma. Din păcate, toate cele 3 magazine mi-au spus nu, nu poți filma, nu ai voie să filmezi, așa că m-am întors cu coada între picioare, dar nu cu mâna goală, pentru că avem multe, multe produse faine de care sunt tare încântată și pe care abia aștept să vi le arăt și ce să mai, hai să nu mai lungim și să vă arăt produs cu produs. Take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. Din câte ați văzut, am comis-o, am ieșit cu 3 pungi pline, am intrat în 3 magazine diferite și asta s-a întâmplat. Au fost și câteva produse pe care le-am lăsat pentru că fie mi s-au părut prea scumpe pentru brandul respectiv, pentru materialul respectiv, fie parcă nu-mi plăceau 100%, am dat și peste produse de la branduri mari, precum Burberry, dar dacă nu mi-a plăcut produsul, nu l-am luat acasă. Nu o să cumpăr nimic, ori pentru că e de la un brand anume și la un preț mic. Dacă nu-mi place, nu-mi place și punct. Bănuiesc că ați ochit ceva aici albastru, am găsit și plovere, am găsit și cămăși, vă dați seama că n-am provat nimic de aici. Asta e o geantă. Hai să mergem acasă, să vină Uber, ar trebui să ajungă și să vi le arăt mai bine, nu? Ar trebui să le spun înainte de toate ca să le și pot proba, pentru că sunt foarte curioasă și vă spun sincer că vreau să le probez. Și hai să începem cu primul produs, o roche din denim. Da, știu, mai am ceva asemănător în garderoba mea, mai am vreo 3 rochii din denim, dar asta cred că este prima pe care o pot purta cu o maletă și bocanci, bocanci sau cizme over the knee. Este o roche foarte versatilă și de aceea mi-a și atras atenția, plus că este în stilul meu, 100% stilul meu. Din câte vedeți, te duce un pic cu gândul la Grecia antică, o poți purta vara cu niște pantofi, cu niște sandale gladiator, sau o poți purta iarna, așa cum v-am zis mai devreme. O poți lua și cu un palton sau poți arunca peste ea un plover oversized și ai transformat-o într-o fustă. O să vedeți că o să mă joc tare mult cu această roche, pentru că îmi place la nebunie, cred că este produsul meu preferat din tot haul-ul de astăzi. Nu știu de ce am început fix cu produsul meu preferat, dar asta mi-a venit la mână și am fost tare, tare norocoasă să o găsesc acolo. V-am zis că norocul a fost de partea mea. Și următorul produs, o fustă care mă duce cu gândul la liceu. Țin minte că prietena mea, Ify, are, de fapt avea o fustă asemănătoare cu asta și tot timpul o admiram. Acum am găsit și eu ceva de genul, este foarte, foarte scurtă, dar o să dea bine cu o maletă neagră și cu bocanci, plus dacă e mai frig, poți arunca și o geacă din blugi și gata, ți-ai făcut ținuta, atât de simplu. Îmi place la nebunie, din nou este stilul meu și v-am zis că o să încerc să port rochii mini, pentru că am avut o perioadă în care tot purtam rochii, fuste midi sau lungi și am zis că anul ăsta este anul schimbărilor. V-am zis asta din vară și ați văzut că oarecum am ținut de promisiune și voi continua să încerc să fac asta și în sezonul rece, să port pantaloni scurți, dar fuste scurte, rochii scurte și așa mai departe, să evit rochile cât mai lungi și rochile
lucrurile midi, cu toate că am foarte multe în garderobă și o să-mi fie greu să mă reorientez, dar uite, ușor, ușor adun și produse mai scurte, produse puțin altfel. Și știți că vă ziceam că îmi căutam niște cămăși oversize, de bine am găsit o pasta de la Hugo Boss, da, este de la Hugo Boss, este roz, un roz tare jucăuș. Uitați, aici scrie și brandul și cât credeți că am dat pe ea? Ia să vedem, ghiciți sau nu ghiciți? Taiga n-a ghicit, el a crezut că am dat 50-60 de lei pe această cămașă, dar am dat 8 lei, 8 lei. Și alte produse de la H&M, alte cămăși de la H&M în acel second hand erau puse la 40-50 de lei. Mie îmi plac foarte, foarte mult cămășile de la Hugo Boss pentru că, în primul rând, se calcă foarte ușor și nu se șifonează foarte mult, precum alte produse. Și în viitorul apropiat o să tot vedeți această cămașă în vlogurile mele pentru că, v-am zis, am câteva idei de outfituri pe care o să le pun în practică. Și mai am aici o cămașă, tot așa oversized, de la Wrangler. Pe aceasta voiam să o port descheiată cu niște pantaloni evazați, niște Adidas foarte, foarte butucănoși și gata, am un outfit așa relaxat. A, da, și în partea de sus să pun un crop top. Asta pentru zilele de toamnă ceva mai călduroase, nu foarte, foarte reci, dar această cămașă s-ar putea să-mi fie furată de către domnul Ikeda pentru că i-a plăcut foarte mult și e pe stilul lui și vine bine și s-ar putea să trebuiască să-i o dau lui. Nu o să-i o dau lui de tot, dar o să o împărțim pentru că noi așa facem de foarte multe ori. Eu fur haine din garderoba lui și o roche de la Bershka, foarte scurtă și foarte mulată, pe care cu siguranță o să o port doar toamna-iarna, cu dres, cu bocanci, cu cisme peste genunchi și peste o să-mi iau un palton oversized sau un plover tot așa foarte larg și foarte mare, foarte voluminos și așa îmi echilibrez puțin outfitul. Cu siguranță nu aș purta rochia asta ca atare, să zic, îmi fac o ținută de vară, iau rochia asta cu niște Adidas alb și gata, cu toate că este o ținută simplă, basic, clasică, dar eu m-aș simți mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, pentru că mi-aș arăta toate formele și mi-aș arăta și forma fundului așa în prim plan și parcă nu e tocmai stilul meu, dar de altfel poate fi o ținută simplă și clasică, așa cum am zis deja. Și dacă tot vorbeam de plovere oversized, da, să vedeți că mi-am luat un cardigan oversized, e foarte, foarte mare, foarte voluminos, el e mărimea L și mai mult ca sigur este pentru bărbați. E de la brandul Mustang și un cardigan nou de la ei e cam 500-600 de lei, îl găsești și la 400, depinde de unde îl iei, dacă îl iei din outlet, dacă e din ultima colecție, dacă îl prinzi la reduceri și așa mai departe, dar în principiu produsele lor sunt destul de scurte și brandul ăsta este un brand foarte, foarte cunoscut. Și cu siguranță o să arunc acest cardigan peste rochia de mai devreme cu niște cisme oversize și gata, mi-am făcut un outfit relaxat și 100% pe stilul meu. Cât am dat pe acest cardigan? Ei bine, a fost puțin mai scump decât restul produselor. Aici scrie 42, adică a fost 42 de lei plus reducerea de 50%. L-am luat cu 21 de lei, un preț bun, ținând cont de prețul lui din magazin și din nou, este un produs care nu este uzat, uitându-mă la eticheta de aici, un plover fine pe care l-am nimerit din greșeală, pentru că eu de fel nu probez hainele în magazinele second hand, doar în Japonia fac o excepție și le probez, pentru că acolo am altă încredere, știu sigur că sunt 100% dezinfectate și așa mai departe, dar aici eu, de multe ori, încă de când intri într-un magazin second hand, simți miros de praf și parcă încep să strănuți de la praf și așa mai departe și de aceea prefer să ajung acasă, să le spăl și abia după să le probez. Cam ăsta este ritualul meu atunci când cumpăr produse de la magazine second hand, plus că dacă nu-mi vin aia ele, le dau mai departe, le donez și știu că banii nu au fost aruncați în neant pentru că le găsesc o întrebuințare orice ar fi. Uite, de exemplu, poți să te duci la H&M și pui produsul în cutia aia pentru reciclare. În Japonia cei de la Uniqlo au 3 cutii foarte, foarte mari, 2 pentru reciclare și o cutie pentru donare. Așa că tu dacă vrei să-ți donezi hainele, poți să le pui în cutia respectivă și gata, ai scăpat de ele și știi că ai făcut un bine. Dacă vrei să le reciclezi, le pui în celelalte cutii și
totul decurge foarte, foarte rapid și foarte ușor și nu trebuie să fie neapărat haine de la acel brand. La fel și la H&M. Nu trebuie neapărat să pui haine acolo doar de la H&M. Poți să pui absolut orice haine pe care tu nu le mai porți și mai bine le pui acolo decât să le arunci la gunoi și aia să fie. Măcar știi că dacă le pui acolo, acele produse vor fi reciclate și vor recircula, vor fi refolosite și faci un bine și naturii și te simți și tu mai împăcat cu tine. Și o cămașă oversized pe care am cumpărat-o pentru print. Ea vine oribil, n-are nicio treabă, e foarte mare, cred că e un XXXXXL și nu-mi place nici mâneca cum vine, este mult prea largă. Eu care port oversized, am o limită, vedeți? Am o limită la oversized. Asta clar nu e pentru mine, cel puțin nu o pot purta așa ca atare, chiar și dacă i-aș pune o cămașă în talie, tot nu-mi place la mâneci. Trebuie să o modific și am o idee destul de faină, aș vrea să-mi fac două piese, să-mi fac un crop top și o fustă din cămașa asta, vedem dacă o să-mi iasă sau nu. Nu știu dacă să mă risc să fac asta singură sau dacă să o duc la un croitor. Știți de ce m-a atras pe mine cel mai mult această cămașă? Pentru că noi acum, în octombrie-noiembrie, ar fi trebuit să fim în Egipt și găsisem și hotelul perfect cu o terasă cu vedere spre piramide. Când am văzut această cămașă, deja îmi făceam filme. Ok, este o cămașă pe care o pot purta pe terasă și o să fac niște poze absolut minunate de acolo. O să o păstrez pentru când o să ajungem la un moment dat în Egipt, dar trebuie să ajung să o modific. Sau poate o să o modific eu și facem și un clip, nu? Că tot v-am promis la un moment dat că o să facem un clip despre produse second hand, cum să le transformi acasă. Uite, am putea să ne jucăm și am putea să încercăm să facem această transformare singuri-singurei aici la mine în birou. Vedem ce o să iasă. O să ne jucăm mai mult după ce pleacă Taiga, pentru că nu cred că o să ies din casă prea mult și o să avem mai mult timp la dispoziție pentru a ne juca și pentru a experimenta și pentru a face tot felul de nebunii creative. Și un plover, de fapt o maletă simplă, neagră, dar este făcută din cașmir și lână. Eu când am pus mâna pe această maletă am simțit că e altceva și am zis, opa, ia stai puțin, tu vii cu mine acasă. A fost doar 8 lei și știți că eu iubesc maletele. În principiu, dacă ai în dulapul tău o maletă neagră și o maletă albă, te-ai scos și ai prelungit viața multor altor produse din garderoba ta. Sunt foarte multe produse care pot fi purtate ușor cu o maletă neagră, produse de vară pe care le poți purta chiar și în sezonul rece și le poți prelungi viața. O fustă de vară, de exemplu, poate fi purtată chiar și toamna cu o pereche de cizme, cu o maletă neagră și uite așa, nu mai este doar o fustă de vară, ci este o fustă all season. Cred că așa ar trebui să ne vedem toate produsele, să le vedem drept niște produse pe care le putem purta pe tot parcursul anului. Bineînțeles că sunt anumite fuste cu volănașe de vară pe care clar n-ai cum să le integrezi și n-ai cum să le schimbi menirea și ele vor rămâne acolo drept niște produse de vară, dar cam 80% din garderoba noastră, din produsele noastre de vară, pot fi purtate chiar și toamna sau iarna. Puțină imaginație și puțină îndrăzneală, că aici cred că stăm puțin mai prost, de multe ori nu îndrăznim să purtăm ceva. Zici, cum să port o fustă de vară, toamna cu cizme și bucanci și maletă și palton? Dar poți face asta fără probleme. Și un cardigan tare, tare sclipicios, recunosc că e un pic mult prea pe corp pentru mine, dar o să-l port cu niște pantaloni largi, niște pantaloni palazzo sau niște blugi culoți și uite așa îi văd eu, îi găsesc cumva o întrebuințare în garderoba mea sau îl pot arunca pur și simplu peste o roche pentru o ținută mai feminină. Dar dacă îl pun peste o roche și dacă rochea e un pic oversized, n-o să-l închei pentru că atunci, bineînțeles, că o să avem niște cute nedorite și trebuie să balansăm cumva outfitul. Trebuie să ținem cont de anumite detalii. Un tricou care are așa un aer vintage, pare a fi un tricou din denim prespălat, dar nu este, este bumbac 100%, scrie Brooklyn mare aici pe el și am zis ok, ăsta e tricoul meu de bad girl atunci când nu am chef să mă stresez prea tare cu outfitul meu, îmi iau un tricou ușor oversized, eu mai fur tricouri și de la Taiga.
mai mereu fur tricouri de la Taiga, cu niște pantaloni largi, cu o pereche de Adidas putucănoși și gata, am un outfit relaxat, sau un tricou oversize cu niște pantaloni evazați și tot așa niște Adidas foarte mari, sau o pereche de Jordan și gata, sunt pregătită să ies din casă. Pentru mine, cel puțin, e foarte ușor să-mi creez un outfit, pentru că, uite, de exemplu, în liceu stăteam și probam tot felul de haine, mă uitam în oglindă, încercam să combin și să imit anumite ținute pe care le vedeam în revista Elle și așa mai departe, și cred că asta m-a ajutat foarte, foarte mult și m-a ajutat să ajung să mă cunosc pe mine, să știu ce-mi place, ce nu-mi place, ce-mi vine bine, ce nu-mi vine bine, și de aceea mi-e ușor să mă îmbrac. Am și eu momentele mele în care zic, băi, parcă n-am cu ce să mă îmbrac, și asta pățesc mai ales atunci când trebuie să merg la un eveniment. Atunci când trebuie să țin cont de un dress code. Nu prea am rochii de cocktail. Dacă îmi zice mamă, ținută de cocktail, am pus-o că nu știu cu ce să mă îmbrac și atunci stau 7 ore și tot probez și mă tot învârt și într-un final mă duc și îmi cumpăr ceva nou și cu aia mă îmbrac. Așa pățesc când trebuie să ajung la ceva evenimente mai sofisticate și am zis că neapărat trebuie să investesc și eu în niște rochii mai fancy pe care să le am acolo, pe care să știu că pot îmi pune mâna atunci când apare un eveniment neprogramat sau un eveniment așa pe nepusă masă, că se mai întâmplă și trebuie să fiu pregătită mereu, nu? Și cardiganul meu preferat din această serie, n-ai cum să nu-l iubești, uitați-vă la culoarea asta, el este un cardigan ușor oversize, cred că este mărimea L, da? Nu cred, ci este mărimea L, și îl poți lua cu o curea în talie, ridici puțin de el ca să-l faci așa cât mai pufos și spui niște pantaloni skinny și niște bocanci, gata, ai o ținută de toamnă, foarte lejeră, foarte actuală, cu un plover pe care ai dat doar 8 lei, dar acest plover este accentul ținutei tale. Atât de simplu. Am tot căutat maleta albă perfectă și n-am găsit-o până acum. La Uniqlo nu au malete albe. Au malete crem, au malete pe toate culorile, dar nu albe. Și când am văzut un magazin am zis ok, de când te caut, materialul este minunat, se așează wow de vis. Eu am văzut-o din magazin că o să-mi vină foarte bine și cu siguranță o să mă tot vedeți purtând această maletă, pentru că este o maletă pe care am tot căutat-o și nu am găsit-o nicicum. Maletele de la Zara sunt așa și așa, vă spun din experiență proprie. Dacă vă căutați maleta perfectă, dați-vă comandă de la Uniqlo, pentru că ei au cele mai bune malete. 90% dintre maletele mele sunt de la Uniqlo. Atunci când mă vedeți că port o maletă, cu siguranță e de la Uniqlo. Și tricouri la fel, tricourile mele simple, albe, sunt de la Uniqlo. Eu mi-am găsit tricoul perfect alb la ei și am acum 3 tricouri albe, pe unul l-am mânecat. Când se duce Taiga acum în Japonia, o să mai îmi cumpere încă 2, pentru că atunci când mă îndrăgostesc de un produs și știu că e un produs pe care o să-l tot port, îmi iau acel produs de mai multe ori ca să-l am acolo în dulap. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, poate îl pătesc, mai ales fiind un tricou alb, imediat îl strici, pui make-up și nu se mai ia. Sau uite cum am făcut eu, l-am mânecat, nu știu cu ce l-am spălat și ce s-a întâmplat, dar este un cenușiu acum mai degrabă decât alb. Fiind un tricou foarte scump, m-a lăsat inima să-l cumpăr de mai multe ori. Dacă ar fi fost un tricou care ar fi costat 400 de lei, atunci clar mi-aș fi luat doar unul și aș fi încercat să am grijă de el. Dar așa, știind că este un tricou care îmi place foarte mult și este un tricou foarte accesibil, mi l-am luat să-l am pentru orice eventualitate, pentru că eu în România nu am găsit tricoul alb perfect și l-am tot căutat. Am încercat tricouri de la H&M, de la Zara, de la Bershka, de la toate brandurile posibile și imposibile și până la urmă m-am oprit la acel tricou. Așa și cu maleta albă, am tot căutat maleta albă perfectă și se pare că am găsit-o la un second hand. Ăsta a fost norocul meu, chiar nu mi-a venit să cred când am văzut-o acolo pitită și am dat 10 lei pe ea. 10 lei e de la un brand, nu știu acest brand, nici nu scrie brandul de fapt și de drept, dar nu scrie brandul, dar scrie că această maletă a fost fabricată în Germania. Super! Înseamnă că e de calitate, nu? Și cea mai sclipicioasă geacă din istorie
Da, știu că arată dubios, dar credeți-mă că nu e chiar atât de sclipicioasă în realitate. Aici e și cum bate lumina. Uitați-vă la nasturi. Nasturii îi voi schimba. Trebuie să merg la o mercerie, să caut niște nasturi mari, argintii, simpli, fără briz-brizuri și alte nebunii. Și mă duce cu gândul la serialul Emily in Paris. E fix ceva ce cred că tipa de acolo ar fi purtat. Mi-a plăcut mult de tot, îmi și vine bine și știu că e o jachetă care strigă pentru atenție, dar totodată e și o provocare pentru mine să cumințesc puțin toată această gălăgie și să creez un outfit chic, la modă, care nu e de prost gust, cu toate că atunci când vezi această geacă, zici, mamă, ce geacă de prost gust, nu? Dar cu siguranță poate fi păcălită cumva și poate fi cumințită cumva. O să încerc. O să încerc și o să vă țin la curent dacă mi-a ieșit sau nu. Un pullover scurt, crop top, foarte basic, foarte simplu, dar culoarea asta nu m-a lăsat să-l las acolo. Striga, ia-mă cu tine, ia-mă acasă. Aici scrie că el este un XXS, dar nu are cum să fie un XXS, că e foarte oversized. Este un pullover pe care îl poți arunca lejer peste o roche, peste o fustă și gata, ți-ai făcut ținută. Este un pullover pentru layering. Ploverele astea crop top sunt de fel plovere perfecte pentru a te juca cu ele. Poți să le iei și pur și simplu cu niște bluși cu talie înaltă și niște adidași. Sunt cele mai versatile plovere pe care eu le am în garderoba mea. Crop top și un pic oversized, că nu am menționat asta. O bluză cămașă pe care m-am gândit să o combin cu niște pantaloni pe care eu i-am în garderoba mea în aceeași nuanță și uite așa să-mi fac oarecum un set. Ea este o bluză oversized, are niște tăieturi pe lateral, o să dea bine cu niște pantaloni largi pentru zilele în care nu ai chef să te stresezi prea tare și nu ai chef să-ți arăți formele sau poate ești balonată, atunci apelezi la o bluză de genul și gata, ai rezolvat absolut orice problemă existențială. Un tricou simplu, oversize, pe care l-am cumpărat pentru print, încă nu știu sigur dacă o să-l păstrez așa oversize sau dacă o să-l tai și o să-l fac un crop top, mă mai gândesc, el vine foarte bine și o să-l port cu blugi, o să-l port pe sub vreo roche și așa mai departe. Uite, acest tricou cu un sarafan ar da foarte bine și niște cizme peste genunchi, pur și simplu așa îl văd eu purtat acum. Vedem ce o să fac cu el, dacă îl păstrez sau dacă risc să-l stric, nu știu să vă zic sigur, dar mi-ar fi plăcut și dacă ar fi fost crop top, pentru că așa aș fi putut să-l port cu niște bluși cu talie înaltă și niște bocanci și aș fi avut un outfit așa foarte badass. Nu mă întrebați de ce, dar mi-a plăcut la nebunie această bluză de la Champion. Eu, de fel, nu mă dau în vânt după nuanțe neon, dar combinația asta am zis, oh my god, tu trebuie să vii la mine, nu știu cum o să te port, când o să te port, dar îți găsesc eu cumva întrebuințare. Este de la Champion, eu mai am ceva asemănător de la Nike. Dacă o să port asta în Harajuku, o să fiu de acolo, o să-mi iau această bluză cu niște pantaloni, niște blugi largi, niște adidas așa mari și gata, fac parte din peisaj. Și ultimul produs, că era cât pe ce să uite el, această geantă Animal Print. Trebuie neapărat să o dezinfectez. Pe aceasta încă n-am dezinfectat-o. Scrie aici că a fost cumpărată de la Second Hand Mira. Uite că nici n-am știut până acum că așa se numea acel Second Hand. Ce coincidență, nu? Nu știu dacă voi vedeți. Și este o geantă foarte lungă. Ieri purtam un outfit negru din cap până în picioare și când am pus-o așa am zis ok, această geantă merge perfect pentru zilele în care te îmbraci negru din cap până în picioare. Ea vine foarte fain și are un aer vintage, zici că este o geantă din dulapul mamei mele. Ea vine foarte, foarte fain și cu siguranță poate fi accentul de care ai nevoie și poate transforma instant un outfit plictisitor într-un outfit cool.
Eu oricum am ce am cu animal print-ul, știu că nu este pentru toată lumea, știu că sunt persoane care detestă animal print, eu sunt la polul opus, iubesc animal print-ul, nu mă interesează, e în trend, nu e în trend, eu port acel animal print orice ar fi, oricând ar fi, nu contează, e primăvară, vară, iarnă, toamnă, animal print-ul să vină la mine. Îmi cer scuze pentru mesaj, se pare că uitasem să-mi dau telefonul pe silențios și gata, de data asta chiar am terminat. Astea au fost toate produsele pe care eu le-am cumpărat seria aceasta și cât credeți că am cheltuit în total? Ia să vedem, tam tam tam, tobe tobe tobe, 220 de lei pe toate aceste produse. Gândiți-vă că cu 220 de lei mi-aș fi luat maxim două produse de la Zara, atât și nimic mai mult. Și gata, aici se încheie vlogul nostru de astăzi, aici se încheie acest haul. Aștept cu nerăbdare să-mi spuneți care a fost produsul vostru preferat de astăzi, care este produsul care v-a captat atenția cel mai mult din acest haul. Noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog, nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja. V-am pupățit, să aveți o săptămână cât mai faină! Pa!